Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea scepticismului. Astăzi nu vom vorbi despre pseudoștiință. Cu tristețe, trebuie să o spun, vom vorbi despre știință. Vedeți, dumneavoastră, folosesc adesea acest instrument. Este lupa cu care știința vede lucrurile. Este o lupă care vede lucrurile atunci când ele sunt dovedite. Atunci când, în favoarea unei afirmații, există dovada ca atare. Eu am crezut totdeauna că știința, vedeți ochiul ei, este un loc în care pot exista erori, dar un loc în care frauda este aproape eliminată. Am crezut asta și cred în continuare. Lucrurile nu stau chiar așa. Din păcate văd că în știință încep să apară semne care mă îngrijorează. Semne extrem de grave. Făcând eu așa o mică paralelă, mi-aduc aminte că o binecunoscută persoană care, mai blondă fiind, apare des la televizor, a făcut o afirmație. Trebuie să spui cât mai multe tâmpenii, altfel lumea nu te bagă în seamă. Am crezut că acest gen de afirmații este valabil în zona showbizului. Sau, eu știu, pe la noi prin România, unde lucrurile încă nu s-au așezat. În România, unde scara de valori începe să fie, cum să zic eu, demolată, cea veche, fără să fie înlocuită cu una nouă. V-am dat exemple cu nemiluita în emisiunile trecute. Dar când se întâmplă lucruri din acestea în știință, locul minunat în care eu îmi petrec adesea timpul, o bună parte din timpul meu, stau acolo în lumea științei, în articolele care le găsesc pe internet pentru a mă delecta cu ce se întâmplă în zona aceasta în care cunoașterea umană este împinsă până hăt departe către marginea Universului, când aici se întâmplă asemenea lucruri, trebuie să vă spun că sunt de-a dreptul îngrijorat. În această emisiune voi pleca de la un articol pe care mi l-au recomandat prietenii noștri de pe grupul Pseudoștiința în România, grup de pe Facebook, un articol care a apărut în ziarul de Iași în 17 februarie, un articol semnat de Emilia Chiscop, un articol foarte bine scris. Se referă la un personaj, la un personaj care multă vreme a reprezentat cumva o stea a cercetării în zona medicală, mai exact în zona care se ocupă de tratarea cancerului. Articolul începe abrupt și îmi place cum începe. Voi citi doar un fragment, doar primul paragraf din acest articol. În cultura academică a Vestului, bazată foarte mult pe încredere, nimeni nu și-a închipuit că un tânăr cercetător sclipitor, foarte deștept, capabil, coleg apropiat, cum îl descrie Joseph Nevins, mentorul său, șeful laboratorului unde Poti a lucrat 5 ani, va fi capabil de asemenea lucruri diabolice, trecând peste cadavre pentru glorie și bani. Și continuă povestea. Este o poveste înspăimântătoare. Bineînțeles, am putea să-i dăm o zonă de umor, pentru că felul în care a acționat acest cercetător de origine indiană, care acum se află în Statele Unite, este vorba de Poti, aduce adesea cu, eu știu, niște schițe din Caragiale. Iată-l, personajul, îl avem și pe ecran, o să-l vedeți și dumneavoastră imediat, acesta este. El a lucrat o bună bucată de timp
în cercetări din acestea privitoare la tratamentul cancerului la o prestigioasă universitate care se află între primele 15 universități din lume. Este vorba despre Universitatea Duke. El era un personaj extrem de popular. Știa să se facă plăcut celor din jur, știa să, cum să zic eu, să își creeze imagine și veți vedea până unde va ajunge. Într-un interviu pentru o emisiune de televiziune pe un post din Statele Unite spune Poti, foarte frumos o spune, e drept, acesta este țelul, să pot spune pacientului cu cancer că nu sunt un doctor care tratează cancere, ci sunt aici ca să tratez cancerul tău. Despre ce este vorba? Pot să revin în cadru. Despre ce este vorba? Este vorba despre un lucru pe care l-am mai amintit în această emisiune. Atunci vorbeam de acea pseudoștiință, de acea pseudomedicină care poartă numele de homeopatie. Știți, homeopații acuză medicina științifică. Medicina care se bazează pe dovezi că tratează boli, iar nu bolnavi. Și v-am spus atunci că există un, cum să zic, nu un curent, e mai mult decât un curent, este o dezvoltare masivă în zona medicală care poartă numele de medicină personalizată. Ce făcea Poti? El și-a creat o bază de date cu gene și pe baza semnăturii genetice, pe baza anumitor gene de la fiecare bolnav în parte, elaborase scheme de tratament. Deci, el, în funcție de analiza genetică pe care o făcea în prealabil, trecea la tratarea bolii. Era vorba despre cancere de plămâni. Metoda o am ilustrată aici. Și o să vedeți imediat imaginile. În momentul de față s-au dezvoltat tehnici din acestea extrem de sofisticate prin care semnătura genetică a fiecărui individ poate fi decodată extrem de rapid. Practic sunt niște chipuri, să le numim noi așa, organizate într-un anume fel, care permit să se identifice fiecare genă în parte extrem de rapid, foarte ieftin și extrem de ușor. Nu este o tehnică extrem de complicată. În dreapta vedeți acolo un număr de 4 pătrate. Acolo sunt chiar, cum să vă zic eu, reprezintă de fapt o analiză a genelor. Aceste imagini sunt analizate apoi de un calculator și în câteva minute se identifică, cum să zic eu, bazele aminice din genele care sunt de interes. Și în felul acesta se poate elabora un tratament personalizat. Poti, chiar la Universitatea Duke, a organizat mai multe teste clinice. Teste clinice care s-au bucurat de un mare succes, în sensul că ele au fost materializate prin lucrări științifice publicate în cele mai prestigioase reviste de știință de pe această planetă. Nature Cancer este una dintre ele, New England Journal of Medicine este o alta, Lancet, multe lucrări științifice. Omul era de nemaipomenit. Succes! Numai că îngrijorările au început să apară. Și îngrijorările erau extrem de justificate. Vedeți dumneavoastră, în știință, și am spus-o și o spun adesea, nu este suficient să publici tu un articol. Nu este suficient ca tu să faci o cercetare. Important este și verificarea rezultatelor tale. Ca cineva, într-un alt laborator, să poată reproduce rezultatele pe care le-a obținut deja. Așa au încercat alți cercetători să facă niște cercetători de la centrul Anderson de cercetare din Houston. Este vorba despre Kate Baggerly și Kevin Coombs, care au luat datele publicate și, ce să vezi,
au constatat niște neconcordanțe. Au descoperit că baza de date pusă, făcută publică de către Poti este una care scârție pe aici pe acolo prin locurile esențiale. Ea a atras, cei doi cercetători au atras atenția lui Poti că există niște probleme. Poti a recunoscut, da, domnule, am făcut niște mici confuzii, s-a apucat, le-a corectat. Numai că, mergând mai departe cu analiza rezultatelor, s-au constatat foarte multe neconcordanțe. Linii de celule care erau trecute ca fiind sensibile, că răspund tratamentului, de fapt nu răspundeau tratamentului și așa mai departe. Tot soiul de năzbâtii. Ce se întâmplase de fapt Poti atunci când rezultatele nu corespundeau cu așteptările lui, le modifica. Gândiți-vă, aceste manipulări de date se întâmplau în timpul unor teste clinice. Niște teste clinice care trebuiau să valideze o metodă, pe care de altfel el a și încercat să o breveteze. A și încercat să realizeze, cum să zic, un soi de institut în jurul acestei metode ca să câștige bani. Toți vrem să câștigăm bani. Dar a câștiga bani pe seama vieții altora, mi se pare mie, și cred că și dumneavoastră, o chestie care nu prea ține nici de știință, dar nici de morala vieții de zi cu zi. Lucrurile, cum să vă zic, când pornesc pe o asemenea pantă, când se găsesc atât de multe neconcordanțe, au început să, cum să spun, precum, eu știu, bulgărele de zăpadă care o ia la vale, pe panta unui munte înzăpezit, devine din ce în ce mai mare. Același lucru s-a întâmplat și cu Hoti. Pentru că o revistă, este vorba despre Cancer Letter, a publicat un articol în 2010, în 16 iulie. Este vorba despre un prestigios om de știință de la Universitatea Duke, afirmă că are premii pe care nu le-a obținut niciodată, inclusiv bursa Rhodes. Da, în CV-ul său și-a pus foarte multe lucruri prestigioase, multe premii pe care le-ar fi câștigat de-a lungul timpului, inclusiv o bursă de cercetare care poartă numele de Rhodes, o bursă care este dată de către Universitatea Oxford. Eu spunea că a obținut bursa în Australia. Ori în Australia nu se dau asemenea burse. Rhodes. Asta a fost un prim semn de întrebare. Și iarăși, bulgările de zăpadă coboară la vale, devine din ce în ce mai mare. Pentru că în cele din urmă, pentru că rezultatele obținute de Poti au început să fie din ce în ce mai, cum să zic eu, mai luate la bani mărunți, erau bani care, cum să zic eu, plătiți de către contribuabili americani. Era aceste teste clinice despre care vă povestesc eu, erau finanțate cu $750,000. Poate să vi se pare o sumă mică. Nu, e o sumă foarte mare. Și au fost trimise la Universitatea Duke comisii independente. Tot din Cancer Letter, din 22 octombrie 2010, avem un alt, cum să zic, un alt articol în care Institutul de Medicină, Institute of Medicine, acela IOM, asta înseamnă, revede sau verifică rezultatele obținute în timpul testelor clinice, focalizându-se asupra validității rezultatelor și a respectării criteriilor științifice. De fapt, lucrurile, ca să fiu foarte scurt, lucrurile au devenit dintr-o dată extrem de clare. Omul fabrica datele. Omul falsifica datele, umbla în baze de date care, mă rog, ele sunt în principiu intangibile. Nu ai voie să modifici rezultatele de acolo. Umbla peste tot astfel încât să, cum să zic eu, ca testele clinice să-i confirme, între ghilimele, metoda terapeutică. Lucrurile sunt extrem de grave. Oamenii au murit pentru că, de fapt, n-au prea fost tratați cum trebuie.
și personajul pe care l-ați văzut mai devreme știe asta. Este o problemă în știință. Vedeți, medicina aceasta personalizată este un domeniu de mare interes și evident de mare viitor. Fiecare om de știință este interesat să fie el primul care face un pas înainte în acest domeniu. Este valabil pentru oricare dintre domeniile științei. Dar vorbim acum exact de această zonă. De fapt, v-am mai dat eu exemple în anii trecuți de asemenea manifestări. Știi că medicina personalizată este într-adevăr o chestie de viitor și încerci cumva să fii tu ăla primul care obții niște rezultate semnificative. Asta a făcut pătii. Numai că vedeți aici, nu este vorba despre falsificarea unor rezultate din domeniul, știu, nanotehnologiei, cum era Hendrik Schön, despre care v-am povestit eu, cred că, cred că sunt vreo 2 ani de atunci. Nu, aici este joaca cu viețile oamenilor. De altfel, undeva pe la sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, masiv au fost retrase lucrările semnate de Poti și colaboratorii. Și dacă veți intra în New England Journal of Medicine sau dacă veți intra pe Nature Cancer, veți vedea lucrările lui Poti și adnotat acolo că ele de fapt au fost retrase. Lucrurile s-ar fi terminat aici și aș fi trecut la alt subiect. Vă spuneam mai devreme cu personajul de la noi care afirma că trebuie să fii în permanență, prezent cu orice, chiar și cu tâmpenii, altfel lumea uită de tine. Și aici ajung la o parte care vă mărturisesc că mi-a strânit îngrijorarea. Eu, imediat după ce am găsit articolul semnat de Emilia Chiscop din ziarul de Iași, am vrut să mă documentez, să văd ce și cum cu acest poti. Și am dat o căutare pe Google. Faceți și dumneavoastră acest lucru. Și veți avea o surpriză. Nu prea veți găsi referințe negative la poti. Nu. Nu veți găsi asemenea referințe decât dacă veți avea puțină ambiție. Pentru că ce a făcut personajul nostru? Și-a angajat o firmă de, cum să zic eu, de control al reputației online, să zicem noi așa, Online Management Reputation, se numește firma, care face în așa fel încât atunci când dai o căutare cu Google, de exemplu, sau cu un alt motor de căutare, să apară întâi referințele favorabile la personajul respectiv. Wow! Dintr-o dată mi-am dat seama că metoda mea de a căuta lucruri pe net poate să fie foarte ușor manipulată. Informațiile pot fi foarte ușor manipulate pentru că întâi mi-apare alea pozitive. Eu, dacă n-aș fi știut dinainte că poti are o problemă, aș fi crezut că este un mare cercetător. Omul și-a făcut și să vedeți mai multe site-uri. Vedeți deja acolo, am trecut eu pe ecran, vedeți pe monitorul din stânga mea. Am postat, am pus câteva locuri unde îl puteți găsi pe Poti. Sunt site-uri cu el. Potianil.net, dranilpoti.com, sunt bloguri, mai multe am găsit. Iată, cam acestea ar fi. Cei de la Nature au publicat un articol plecând exact de la această constatare, faptul că omul acum este preocupat să-și creeze o anume reputație online. Remarcaseră numai 4 site-uri dedicate personajului despre care am vorbit eu în această emisiune. Nu, de fapt sunt cu mult mai multe. Nu sunt trecute aici și nici cei de la Nature n-au discutat, n-au insistat foarte mult. Nu sunt trecute conturile de Facebook, conturile de Twitter, în care personajul despre care v-am vorbit în această emisiune, Anil Poti, era un super mare cercetător. Opa! Dintr-o dată lucrurile încep să o ia razna, în mintea mea, cel puțin.
Dintr-o dată îmi dau seama că va trebui să-mi schimb metoda de a căuta și de a evalua informațiile de care am nevoie. Bine, în zona științei să știți că atunci când ești preocupat de un anume domeniu, nu este nici acum foarte complicat și nu cred că va fi vreodată. Pentru că există niște indici, un index al cercetătorilor din toată lumea, în care vezi acolo câte lucrări a publicat, de câte ori a fost citat, dacă se dă pentru fiecare lucrare publicată un anume punctaj în funcție de numărul de citări, în funcție de publicația care i-a publicat lucrarea respectivă. Dar mă refer la căutările acestea obișnuite. Cei de la Nature au făcut chiar un mic sondaj în rândul cercetătorilor, un sondaj prin e-mail. Și și-au constatat că, de fapt, mai toți cercetătorii din lumea asta, sau mă rog, cercetătorii care au răspuns sondajului, mai toți sunt preocupați de reputația lor online. Și avem aici rezultatele acestui sondaj. Vedeți dumneavoastră, în stânga este reputația dumneavoastră online este importantă și cu portocaliu este puternic foarte de acord, cu gri sunt de acord. Și veți vedea că un procent foarte mare în dreapta cercurile respective sunt în funcție de grupele de vârstă, mai mici de 35 și între 35 și 34, mai mari de 54. Toți sunt, o bună parte dintre cercetători sunt foarte, foarte, foarte de acord cu nevoia de reputație online. Da, orice cercetător are nevoie de reputație pentru că asta îi dă credibilitatea. Dar în momentul în care vedem că cercetătorii acordă vis-a-vis de această reputație importanță mai mare lui site-urilor de tip Twitter și Facebook, puteți să mai dăm o dată imaginea și o să vedeți. Deci este zona din stânga, care resurse web le folosiți dumneavoastră cel puțin o dată pe săptămână. Ce folosiți mai mult? Aici e vorba de verificarea informației științifice și așa mai departe. Și constatăm că mai degrabă Twitter și Facebook este folosit de către cercetători, iar nu site-uri de jurnale științifice sau site-uri de știri. S-a mai constatat în urma acestui sondaj ceva interesant, cum că cel puțin 3% dintre cercetători își editează propriile lor, cum se numesc astea, intrări pentru Wikipedia. Deci se autoprezintă, nu lasă pe alții. Mai mult decât atâta, un număr însemnat postează pe Wikipedia, au dreptul de a edita, știți că puteți avea și dumneavoastră dreptul de a edita, dar introduc acolo trimiteri către propriile lor lucrări. A devenit foarte important nu ceea ce faci, ci ceea ce pari că faci. M-am luptat cu această concepție mai dintotdeauna. În vremuri când lucram în fabrici și uzine, existau aceste personaje care nu făceau nimic toată ziua, plimbau hârtie de colo-colo, dar pe care nu arătau nimănui. Umblau tot timpul pe culoarele instituției cu cât un dosar mare și mai se dă de vorbă cu Gigel, mai se dă de vorbă cu Costel, dar nimeni nu știa ce e în cârtiile alea. Ei nu se băgau în vreun proiect din acesta de cercetare, că e greu, e riscant. Poți să iei șuturi în părțile moi ale corpului. Nu, ei plimbau hârtii și erau foarte bine văzuți. Să se întâmple asta și în știință? N-aș fi crezut. Dar constat că se întâmplă. De fapt, apropo de reputație, am găsit o știre din 12 ianuarie 2012, legat de Daniel Ponti, n-am să vă traduc eu toată asta, cum că el a primit un premiu, Lisa Stanford Clinical Research Prize, a primit un premiu. Când? În 2006, iar știrea este din 12 ianuarie. Vedeți, sunt oameni plătiți ca să-i creeze în permanență reputație. Dom'le, asta e firesc în showbiz.
Poate e firesc în politică, în știință. N-aș fi crezut vreodată că asemenea lucruri se pot întâmpla. Dar trebuie să constatăm că ele se întâmplă. Se întâmplă și în știință. Trăim într-o perioadă de tranziție către o nouă societate a cunoașterii, în care internetul și are contribuția sa. Probabil că lucrurile se vor așeza încet, încet și încet, încet asemenea probleme se vor dilua, nu vor mai fi, cum să zic eu, așa de dramatice, cum sunt cele pe care vi le-am relatat eu în această emisiune. Dar dacă noi înșine nu facem astfel încât lucrurile să fie curate în știință, atunci ne vom îndrepta către o lume, către o societate în care numai aparențele vor avea o importanță. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, dar vă dau eu o întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.